aproape de cachi acesta roseanca sau cum se numește de la Marian, sănătate din plante. Este foarte rezistent. O să mai punem un cachi ciocolatino. Un cachi care face niște fructe astringente și o culoare mai închisă, un cafeniu, un ciocolatiu, să zic așa. O să facem o groapă și o să-l punem în pământ. Suntem în luna octombrie și până în primăvară sperăm că se stabilizează. Groapa nu trebuie să fie chiar foarte mare. Acesta este puișorul de cachi ciocolatiu. Se vede aici și punctul de altoire, unde a avut punctul de altoire. Din ce văd, este o altoire în despicătură. S-a dezvoltat destul de bine. Acum îl vom proteja un pic pentru iarnă. Vine la ghiveci. Și este cumpărat de la pepiniera lui Mișu. Sau se mai numește prețuri mici sau pepiniera prețuri mici, nu mai știu exact, dar siguranța este aceeași ca pepiniera lui Mișu. Am mai văzut pe cineva că a cumpărat de la această pepinieră și a fost mulțumit. Așa că am încercat și eu cu câțiva puieți, unul de cachi, acesta. Mai am un cu sandria, arborele C, care are nevoie de un polinizator și a trebuit să mai cumpăr unul. Și un migdal. 16 octombrie 2023. Nu-i trebuie o groapă prea mare. Îl punem și vedem cum evoluează în primăvară.